Salutare! Din nou din Buenos Aires. Am făcut check-out-ul de la cazare. Mă duc la aeroport. În 3 ore am zbor către Santiago de Chile. O să vizităm și Chile. O să ajung mai spre seară. Am rezervat și acolo un apartament în zona centrală. Haideți să vedem cât de frumos e și Chile. Salutare! Din Chile, nouă țară. Sunt în Santiago de Chile. 2 ore jumătate am stat la control, e extraordinar de multe lume. La imigrări acolo, foarte multe lucruri se cer. Trebuie să completezi nu știu ce declarații, că nu transporti nimic de origine animală, vegetală, control cu câinile. Da. Iar un aeroport fără internet. Jale. Am adresă salvată. Sunt aici la un ATM, o să scot niște bani. Nici SIM nu găsesc aici în aeroport. O să mă duc în orașul de acolo. O să văd cum o să fac. Haideți să vedem cum ne descurcăm într-o țară nouă. M-a rugat pe cineva să-mi facă hotspot și am reușit să-mi comand un Uber. Și acum aștept să-mi ajungă Uber-ul. N-am scos bani. Comisionul la bancomat aici e de 12 euro pe retragere și nu are rost. SIM nu am găsit. Ne descurcăm. Dacă iau Uber-ul și mă duc în oraș și acolo la cazare mă așteaptă și doamna care trebuie să-mi lase cheile și am să-mi trec cu ea de unde pot să scot și de unde să-mi iau SIM-ul. Hai să văd Uber-ul când ajunge. Foarte cald, foarte cald. Da, am urcat în Uber și o să coste vreo 14 euro, vreo 25 de kilometri până la cazare. La cazare o să văd cum o să fac cu SIM-ul și cu scosul banilor. Am ajuns la locul unde am închiriat apartamentul, în blocul ăsta, și aștept să vină proprietarea să-mi dea cheile. O să urc. Fac un duș, îmi fac programul pe astăzi și ies la colindat, cât încă mai am lumină. Apartamentul undeva în centru, în zona centrală și m-a ajuns 34 de euro pe noapte. Am luat pentru 3 nopți, sper să fie ok. Deci apartament am primit în Santiago de Chile, exact în centru, totul foarte curat. În frigider mi-au lăsat apă, sucuri, sandwich, ou, sam pentru dimineață, cafea, bike, mașină de spălat și uscător. Deja am pus un rând de haine la spălat. Și cel mai tare m-a uimit, mi-au lăsat și o cartelă cu internet pentru telefon, pentru că internetul aici merge foarte rău și au zis ca să nu am probleme, mi-au lăsat și o cartelă cu internet. Foarte șmecher. O să fac un duș și o să ies la explorat orașul. Am început discret așa explorarea orașului. A fost avertizat, chiar dacă e zonă centrală, paradoxal, activitățile infracționale sunt mai multe în zona centrală, pentru că sunt turiști, decât la periferie. Și pentru o perioadă o să primesc telefonul în mână și o să fiu mai cochi în 4. Am fost la 3 ATM-uri, nu mi acceptă cardurile. Deci nici Revolutul, nici ING-ul, îmi spun că e card străin și nu mi le acceptă.
Am întrebat pe cineva, au spus că ar trebui să găsesc corespondentul băncii care lucrează cu banca mea. E posibil să-mi dea. Probabil o să caut o casă de schimb valutar și o să schimb ca să am, să am să mă descurc cu ceva cash. O să trebuiască să-mi iau încă un SIM cu acoperire mai mare. Doamna a fost drăguță și mi-a lăsat un SIM, dar e un SIM cu acoperire locală mai mult, nu cu acoperire mai pe tot Chile și cu un plan tarifar mai mare, vreau cu mai mult internet. Să văd unde găsesc. Acum o să merg până în Plaza de Armas, prin America de Sud, prin țările din America de Sud, piața centrală a lor se numește Plaza de Armas. Și o să merg așa într-o plimbărică până acolo. Și mai vedem de acolo ce o să facem. Poate reușesc să-mi iau și o cartelă cu internet mai ok. Într-o piață, într-un fel de bazar de-al lor, da? Văzut și foarte multe feții dubioase și nu știu cât ies din cântați ca să-i lip un telefon în față să-i filmez. O să fiu și eu mai atent, așa? Da, zona nu arată cine știe ce bine. Exact atmosfera de piață, așa, din multe feții dubioase. O să dau o tură așa pe aici și o să-mi continui căutarea pentru SIM. Am reușit să ies din bazarul ăla. La un moment dat eram înconjurat, toți vreau să-mi vând, ba una, ba alta. Nu știam unii să mai uși, să mai zic, no, gracias. Orice îți vând. Deci nu numai legume și fructe. Da, mă întorc înapoi spre zona din Plaza de Armas, zona mai centrală, așa mai cât de cât mai liniștit, mai aerisit un pic. Am rezolvat cu SIM-ul, am găsit de unde să-mi iau un SIM reîncărcabil, mi-am luat de la Movistar, are acoperirea cea mai bună și trebuie să mă duc să caut un loc unde să pot să-l încarc, mi-a explicat unde să mă duc. Am schimbat și 50 de euro, cursul oficial îl dă 920 pe un euro, mi-am dat 840. E ok, am schimbat doar 50 de euro și m-au atenționat toți. Să am grijă la bani, se verifică foarte multe bagnote false. Așa, la prima impresie, stai să văd pe unde trebuie să ies. La prima impresie e un fel de Brazilia, cam așa, cam acolo mă duce cu gândul. Și pe stradă, feții dubioase. Da, știam, citisem un pic așa despre Santiago de Chile și zona centrală e mai dubioasă. Mă duc să-mi încarc telefonul și după aia am harta și pot să mă ghidez altfel. Așa, am ajuns în centru, Plaza de Armas, unde și semnul cu Santiago. Avem și catedrala în spate acolo. Astea sunt reprezentative și zona centrală cu piața principală a orașului. O să mă duc să-mi încarc cartela pe care am cumpărat-o. Mi-a spus că pe stradă în jos e un centru Loto și acolo pot face și încărcări.
și după aia o să mă pot orienta altfel, poate reușesc să ajung, am văzut ceva interesant, sper să o mai găsesc deschis. Și ăsta e, uitați, e alea așa un bulevard, dar după cum vedeți în plin centru sunt tot felul de fețe dubioase care îți propun fel și fel de servicii sau să cumperi lucruri mai legale sau mai puțin legale. Prin centrul orașului, după ce am rezolvat și cu Simo, am reușit să schimb și ceva bănuți. Am luat pulsul orașului, am văzut un pic cam care e atmosfera. În drum spre casă, m-am oprit la un restaurant pe care mi l-a recomandat doamna de la care am închiriat apartamentul. E un restaurant tematic, un restaurant viking, Los Vikingos se numește. Chiar dacă e ciudat, în America de Sud se găsește ceva viking, dar dacă e să ne uităm un pic în istorie, am vedea că de fapt vikingii sunt urme istorice, că vikingii ar fi fost cu vreo 400 de ani înaintea lui Columb prin America de Sud ar fi ajuns. Deci să zicem că e acceptabil. Restaurantul e foarte mișto făcut. Tot e decorat cu în stil nordic, în stil viking. Valhalla, Odin. Mi-au comandat un platou tipic al lor, chiar dacă e restaurant viking, servesc mâncare tradițională și mi-am luat, bineînțeles, o bere. Vikingii beau bere. Și pentru astăzi cam asta o să fie ziua. A fost o zi lungă, cu zborul, cu întârzieri, cu control foarte mare la
la aeroport. Nu v-am mai spus că m-a mirosit și un cățel, nu știam la ce, la un moment dat s-a ridicat cu lăbile, pentru că eu în față am rucsacelul ăla mic și în spate la mare. Și s-a ridicat cu lăbile pe rucsacul meu și s-a pus câinele ăla care miroase drogurile. Și zice, da, treceți la control. Zic, ce e posibil să am acolo? Aveam cumpărate două banane și n-ai voie să intri cu nimic în Chile, nimic vegetal, nimic de origine animală, nimic cu așa, și mi l-a oprit la acolo, la vamă, cum ar veni. Dar a fost simpatic cățelul, s-a ridicat, era un labrador de ăsta, s-a ridicat în două labi pe mine, zic, ce ar putea să găsească, că n-aveam nimic, adică ilegal. Da, dar să știți că în Chile trebuie să completați o declarație, unde stați, trebuie să aveți, e foarte important, când ajungeți în Chile, trebuie să aveți dovada ieșirii din țară. Ori terestru, ori cu avionul, trebuie să aveți rezervare la un bilet de avion, nu știu, la o companie aeriană sau cu autocarul, pentru că ei verifică, dinainte să te îmbarci, compania aeriană verifică dacă ai biletul de ieșire din țară. Trebuie să declari unde stai, adresa, cel puțin prima adresă. Mulțumesc, grazie, señor. Salut. Gracias. Este picante. Sí, sí, perfecto. Lo mío, los dos. Sí, sí, me gusta mucho picante. Gracias. Pentru Odin, cum ar zice vikingii. Ah, o plimbare prin soare. Wow. Foarte bună. Da, și vă spuneam, controlele sunt foarte serioase aici la intrare. Pentru SIM ați văzut că am rezolvat, mi-am cumpărat un Movistar, are acoperire bună, am plătit undeva 2500 și am încărcat-o cu 5000 și am 7 giga, vreo 7500. Echivalentul, nu știu acum cât e, 7500, dacă 1 euro e 840, aproape 10 euro, să zic așa. Gracias. Gracias. Para que el bien bien caliente, le voy a traer ají verde, picante, picado. Sí, ah, perfecto, perfecto. Gracias, gracias. Ari se va a ver cómo hará. Gracias. Da, și mi-a ajuns platoul viking. Într-adevăr, e un platou viking și o să mănânc ca vikingii. Am așa, am ciuperci, carne de porc, pui, creveți, legume, toate astea pe un platou încins. Haideți să vedem cum e, am luat o ciupercuță. Ciupercuță. E foarte bun. Pui. Bun. Bun și puiul. Să vedem. Cârnăciorul. Îmi dau un pic pentru un sos picant. E gustos. Deci până acum tot ce am, din ce am gustat, e făcut cât trebuie, nu e uscat. Am și creveți. Mai rar să ai pe un platou și pești și carne și legume. Dai crevetele.
Bun, nu uscat. Făcut cât trebuie. Aici cred că am o bucățică de vită. Îți mulțumit. De mâine o să mâncăm și ceva street food, pentru că ei au foarte multe locuri pe stradă unde se poate mânca pur și simplu. La căricioare, tarabe amenajate și poți mănânci mâncarea lor tipică. Au început să pună muzică. Da, și dacă la festenurile pe care le făceau vikingii, pe lângă beri, mâncare bună, era și muzică, au început să pună și muzică aici în restaurant. Și nu o să mai pot filma pentru că mi-au strike de la YouTube. O să închei aici vlogul de astăzi. Revin cu aventuri din Santiago de Chile, încă mai avem locuri de vizitat. Azi au fost așa un pic de tatonarii, cum am ajuns, cum mi-am luat SIM, am schimbat bani. Astea au fost așa din început. Mulțumesc pentru că mă urmăriți. Cei care n-ați făcut-o, apăsați butonul de abonare. Vă rog, dacă vă place ceea ce vedeți, dați și un like, lăsați-mi și un comentariu și ne vedem data viitoare. Până atunci, nu uitați să aveți poftă! Para o tempo.